ANM anunță schimbarea radicală a vremii. Prognoza detaliată Meteorologii au emis o atenționare meteorologică cod galben, anunțând averse, descărcării electrice și izolat grindin în Banat, Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali, în vestul Transilvaniei și local în Maramureș. Cu toate acestea, directorul ANM, Elena Mateescu, a anunțat schimbarea radicală a vremii în perioada următoare. Potrivit acesteia, vremea se va încălzi, după câteva zile cu temperaturi mai scăzute și furtuni în aproape toată țara. Astfel, în weekend, temperaturile maxime vor ajunge la 29 de grade, iar ploile se vor manifesta doar local. Weekend cu temperaturi de vară. Este posibil să avem probabilitate destul de ridicată ca weekendul să fie caracterizat de temperaturi în cea mai mare parte a țării între 20 până la 29 grade Celsius, cu 27-28 de grade, inclusiv în capitală. O vreme în general frumoasă și caldă în cea mai mare parte a țării, însă doar izolat, în partea de vest și la munte posibile averse de scurtă durată. Până atunci însă, după cum știm astăzi, până în această seară, la ora ora 23 rămâne în vigoare, pentru zone din partea de vest a țării, o atenționare meteorologică de cod galben, pentru că fenomenele de instabilitate vor mai fi prezente și vorbim de averse cu caracter torențial și cantități de apă care pot depăși 15-25 l/m, izolat 30-40 l/m. Mâine, temperaturi în creștere 22-30 de grade, de altfel, și astăzi vorbim, mai ales în partea de est a țării, de valori de 28 de grade în zona Moldovei, de pildă la foarte multe stații meteorologice consemnăm 27-28 de grade. În capitală, doar 21 de grade și mâine, tot în partea de sud-est și est a țării, este posibil să consemnăm 30 de grade în timp ce în Banat, în Crișana, vestul Olteniei și zona Carpaților Occidental temperaturi de până la 24 de grade pentru că și mâine este posibil să mai consemnăm intervale în care aversele să fie prezente, a explicat Elena Matescu la antena 3CNN